Deja m-ați intimidat și nu mai știu ce să spun. De obicei, când primesc o invitație să vorbesc la o lansare de carte, fiind român, accept. Și după aceea începe să-mi pară rău, pentru că îmi dau seama de abisul ignoranței mele și încep să-mi pun probleme. Nu altfel s-a întâmplat și acum. Și am acceptat din prima, zic sigur că da. După care eu nu citisem încă pe James Altucher deloc și nu știam la ce să mă aștept. Și am intrat cum intră tot omul din mileniul al treilea pe internet și m-am speriat. Erau numai cuvinte mari, numai elogii. Pe copertă aici vedem că Richard Ford scrie că e un mare roman. Dacă ne ducem pe interiorul, vedem că spune că frază cu frază devine maestru. Erau numai vorbe în acestea foarte mari și efectiv m-am speriat și m-am gândit ce o să mă fac eu acum, pentru că pe mine mă sperie cărțile care au o receptare atât de bună. Și am intrat speriat în lectură, cu gândul că nu o să-mi placă, și după care am parcurs câteva zeci de pagini și s-a întâmplat ceva care m-a pus din nou pe gânduri. În cartea asta există un personaj, Philip Bauman, care la un moment dat își permite să-și cumpere o casă de peste 100.000 de dolari, cu banii jos, și în timpul ăla eu mâncam o pungă de covrigei de Buzău și mă gândeam că viața ar putea fi și altfel. Și în general am zis că aș fi vrut să văd, mă gândeam eu așa că nu-mi place literatura asta în care oamenii poate să-și cumpere case de 100.000 de dolari cu banii jos. Și voiam personaje boropsite și obidite și nu le găseam și mă gândeam, nu o să-mi placă. După care s-a mai întâmplat ceva, am continuat să avansez în lectură și mi-am dat seama că îmi place foarte mult și că toate cuvintele mari pe care le văzusem inițial spuse în marginea acestei cărți erau adevărate. Este o carte foarte frumoasă, autorul acesta este un foarte bun stilist, e un estet, e un, numai puțin un poet. E o carte foarte frumoasă și, ca orice carte frumoasă, când ne întrebăm despre ce e, eu aș zice că, cum sunt toate cărțile bune, despre dragoste și despre moarte. Și mai are ceva, încă din titlu, care de asemenea e un titlu care e foarte ambițios, adică să vii, să pui titlul tot ce este, pleci din start, de foarte sus. Este despre trecerea timpului. E o carte despre trecerea timpului și are marea calitate, pe care eu o caut în toate cărțile, de a nu fi maniheistă. E o carte în care nu se împart lucrurile în bine și rău, în care există foarte multe nuanțe, în care totul e pe de-o parte și pe de altă parte. Pe scurt, e o carte grozavă și ați... Sunt atâtea cărți foarte bune în jurul nostru aici. Oriunde întoarcem privirea găsim cărți. Și cărți bune, și cărți foarte bune. Și atunci nu știm cum să facem și mergem de multe ori din instinct. Dacă pot să garantez pentru ceva, garantez că asta e o carte care să vă facă plăcere și să vă pun așa într-o zonă de melancolie cu privire la propria noastră viață, ceea ce e o calitate pe care au doar cărțile mari. Pentru oamenii care din când în când mai scriu, e o carte care te face să vrei să scrii. Și asta e o altă calitate pe care au doar cărțile mari. Pe scurt, mă înscriu și eu în linia celor care au elogii de spus despre James Altucher și acest ultim roman din cariera sa. Cum se zicea pe vremea când făceam eu clasa a cincea, autorul a reușit să creeze un personaj memorabil. Doamna Comănescu, mai dialogăm?